justiția trebuie, este obligatoriu să fie independentă. În România, magistrații sunt trași de urechi de către șeful statului, de câte ori ocazia, pentru că dau anumite soluții în diferite dosare. Nu se întâmplă nicăieri în lume așa ceva. Nu are ce să caute că șeful statului. Dar dacă trăim într-un sistem democratic sau nu în România. Răspunsul este categoric nu în România de astăzi. Atunci trăim în țări diferite. Și asta este posibil. Și asta este posibil.